Ei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de pe acest canal. Astăzi ne jucăm Drug Dealer Simulator 2. Hai să începem, ne-am pus și noi un nume aici pentru Name Your New Cartel. Mi-am pus numele ca o vânzătoră, că dacă vindem droguri, bănuiesc că asta o să facem în joc, nu gândiți la prostii. Păi și mă pune să pun nume la cartel și am pus ca o vânzătoră și acum mă pune să aleg aici altul. O să-l aleg pe brick ăsta. Pare a dealer așa. Arată dealer, mă? Nu eu, ăla, mă refer. O să fiu dezamăgit dacă ziceți că eu arăt a dealer, sincer. 90% dintre voi care vă uitați la acest clip nu sunteți abonați. M-ar ajuta super mult dacă ați face-o ca să creștem și noi canalul ăsta într-un timp mai scurt. Mulțumesc. Ia uzi piesă, bro, ești nebun la cap. Direct GTA San Andreas îmi dă vibe. O, GTA 6? E GTA 6, bro. Te mișcă așa un pic cu delay-ul ăsta, dar e de la herții mei, cred. Uiteți-vă și voi. Bă, seamănă bine cu GTA 6. Apropo, pot să vă vând vouă ceva dacă vreți, că sunt tot un fel de dealer. Dacă vă vând o oportunitate, poți să dai like și subscribe și un comentariu. Ești maker, simplu, bun. Ok, pentru cine nu a văzut cum e primul joc ăsta, e 2-ul. Primul se desfășoară cum ar veni într-un orășel, în cartier, printre blocuri nebunii. Ăsta văd că e pe o insulă. Mie mai mi-a plăcut ideea de la primul. Dar și asta cu insula s-ar putea să fie super mișto. Gata, mă, altfel se mișcă acum. Ba, jocul arată destul de bine. Uite-vă și voi la grafică. Grafic vorbind, e ce trebuie. Uite, băieții stau acolo la pescuit. Hai că la pescuit dacă e. Bun, hai să vorbim și noi aici sau ce trebuie să facem. Start conversation. Hey, hi, hola. Where are the supplies, Marcus? Ai envelop aici. Nu știu ce am dat acolo, am vorbit. Bun, și acum ce trebuie să fac, mă? Deliver the package to Marcus active. Oh, I need to go in the mountains. Să nu știu noi pe aici ca un... ca un dealer adevărat. Sărim gardul, trebuie să ne antrenăm. Fugim de garda alea. Frumos. Păi și ne ducem și noi acolo să-i deliver la Marcus. Nu știu ce ne-a dat. Avem și noi în inventar. Quest items. Equipment package. Bă, nu știu ce conține pachetul ăla. Vă, ce ziceți că conține? Eu zic că... nu știu ceva. Stic cu jocuri pe calculator, sincer să fiu cu voi. A, păi și mi se tot mișcă checkpoint-ul ăsta. Mă gândeam unde... Bă. Păi și... No, unauthorized... am vorbit. No authorized persons allowed beyond this point. Am vorbit, zici că am fost... zici că a fost vocea mea făcută cu AI. Aha, close. Dar pot să-mi dau și eu tart camera sau nu există? Doar first. Bine, așa din first e ca și cum ai fi în realitate. E destul de mișto. Dar, na, ce să zicem acum. Bun, unde veni, mă, ești nebun? În bunker? Bă, da, cred că mă joc și eu cu apocalipsă, de fapt. Cu bunkerul ăsta, flashlight? Da, mă, că într-adevăr e bezna aici, trebuie să pun flashlight-ul. Bine, lăsați-mă cu astea că... Opa! Opa! Păi ce-am găsit noi aici, mă? Putem să fărăm o de asta aici, cineva pe aici? Pare e? Oh, domnul Marcus, să trăiți! Am vorbit așa, gen, nu că furăm. Ăsta e Marcus, bro? Păi, nu știu, pare așa, ne ajută oraști, pare băiatul ăla așa de liceu, știi? Care, nu știu, e foarte popular, joacă basket, nu știu. Nu pare a dealer. Here it is, give the package. Hai să-i dăm package-ul. Bun, și ne-a dat plastic baggies, cannabis, indica. Mamă, nu mă pricep la chestii de genul. Nici că ar trebui să o fac. Bun, hai să luăm după aici ce ne zice. Open. Acum, ce ar trebui să fac? Trey, you can unpack substance from items as well as create packages of your own. Și astea sunt, nu. Select substance. Păi nu merge, mă, așa cum am zis eu. Stai așa. Oare așa trebuie să fac? Nu știu. Smaller packages, păi și trag astea aici. Da, mă. Cantitate, 100. Bă, n-am făcut bine, mă, ce-am făcut, ești nebun. Bă, nu, mă. Mă, nu. Bă, nu știu, bă, să fac aici pachete de-astea. Dar câte trebuie să fac, e întrebarea mea. Bă, am făcut 14 bucăți, cred că o să ne ajungă, nu? Pentru prima noastră livrare, trebuie să facem de capul nostru. Cartel progress successfully saved. Și acum, unde trebuie să mă duc, mă, viața mea? Că nu m-am uitat la misiuni. Aha, trebuie să mă duc să le vând ăstora cum ar veni. Visit marker name. Client fidel. Așa îi pune numele, create, bun. Și trebuie să mergem la client fidel, nu? Păi mergem, bă, viața mea, cum să nu mergem noi la client fidel? Bă, deschide-te, sesam. Dar lăsăm aici deschis, nu lăsăm că intră musca. Să nu intră gaborii, lasă tu musca, ca o serie. Că dacă intră gaborii, s-a terminat.
Ne-am dus, am luat barca și am plecat, l-am dat în gât și bă. Așa. Lăsăm Caterinca la o parte. La client fidel, nu știu unde trebuie să ajung. Dar pot să sar direct de pe pietrele astea de pe aici? Parcur? Păi, doamne, rege, ești nebun, dar nu poți să urci și tu pe aici? A, nu. Credeam că mă bate jocul așa că trebuie să mă duc să înconjur să astea. Mama, unde am venit aici, bro, zici că e alt oraș. Am căzut în apă, nu mai pot să ies. GG, s-a dus jocul. A, pot să ies. Bă, ce nu ziceți, mă, că era camera așa, mă, vedeam de aici, de la barba. Am dat și cu basca, am scaun, nu mai contează. Bă, dar n-ați zice, mă, acolo în comentarii. Nu, de parcă aș putea eu să văd în timp ce filmez sau așa, da? Ca idee, vorba vine. Trebuie să dau și eu vina pe cineva că nu sunt prea atent, nu? Așa, păi și ce-i dau la vacă, îi vând, ce fac? Salut. Bă, dar e mișto jocul, poți să-ți faci și fermă? Ce mă gândesc eu pe un joc pe care trebuie să vinzi droguri? Poți să-ți faci și fermă? Oh, uite-l ai. Uite ce se uită pe ceas, mă, viața mea, nu te uita pe ceas, că după e logic, aștept pe cineva. Băi, e femeie sau bărbat, că nu-mi dau seama. Lăsați în comentarii, că nu-mi dau seama. Hai, femeie. Două quantity? Doi. Confirm? Confirm. Easy? Reputation! Mamă, mi-a dat 4.000... What? Bă, s-a evaporat? A băgat geagea și s-a evaporat? Asta se întâmplă dacă fumezi? Oh my god. Da, nu știu. A făcut reputation aici în cartier. Bam, ne știu băieții, cartier. Mult spus. Nu știu, bă, dar nu știu, nu-mi imaginez cum ar putea să fie poliție pe așa insuliță, gen... Uitați-vă și voi că e deja apa aici, e foarte mică insulița dacă stai să te gândești, nu? Nu poate să vină garda, bă, dar eu unde vin, mă, că eu mai am un client pe care trebuie... Ah, păi aici vin, bine vin. Așa, la care? La ăsta? Opa, Daniel Ortiz. Bă, dar poți să fie și puși de gardă, oare? Nu știu, chiar mă întreb. Bă, și eu trebuie să duc pachetul cu banii înapoi și o să-mi lase și mie câtva din aia? Interesant, sincer, dacă e așa. Ok. Și nu știu ce e cercul ăla cu verde din prejur. A, deci cum a fost ăsta, mă? A, și la asta trebuie să-i vând? Mă rog, asta, pardon. What took you so long? Dar crezi că astea sunt șoare pachetele astea? Crezi că înțin buzunarele așa în sus? Le trag în jos, sincer. Marcus of me one thing, but the rest of the clients later want to wait for you forever. Am înțeles. Ok. N-am înțeles nimic, sincer, dar nu mai contează. Bun. Bă, da, vreau să mă duc aici. Schedule. Acum, mă, schedule. Bun, și unde e, mă, ăla? De trebuie să ajung. Nu. Acolo trebuie să ajung? Nu, ăla e task. Nu știu viețile mele, mă întorc înapoi la bunker ca să-i las bănuții lui ăla, că poate trimite oameni după noi dacă ne ducem bănuții, sau? A, uite, acolo trebuie să ajung, mă? Ăla e... Bă, ăla e bunkerul sau ce e, mă? Nu e bunkerul, cred că acolo trebuie să ajung. Ia să vedem, bă. Uite, un om, la asta nu poți să vând droguri? Ăsta șterge geamul. Salut, vrei droguri? Nu? Nu? Ok, plecăm de aici, că poate ne-a văzut la fața la astea. Am întrebat, e urât, știi? Poate cheamă cocostârcii. Sau cum să le zic. Un canape aici, frumos, aici în Mexic. E totul, poți să dormi afară, poți să dormi, știi, n-ai ce treabă. Păi și cum trec eu viața mea dincolo? Mhm. Alol? Aici trebuia să ajung, mă? Sau s-a evitat așa un client pe drum? Unde ești, mă, viața mea? Păi, unde e ăsta, bro? Viața mea, femeia. The best give me? Yeah, 2 grams, yes. The best, bye, you know, bye. Bă, acolo e ăla de cumpărat, mă, dar nu am eu să cumpăr. Este local shop and buy a bag of fertilizer to get ingredients for growing weed. Hai mă să mergem până acolo, oare ce se întâmplă? Oare putem să trecem pe aici? Întrebare bună. Treci și noi pe scândurile astea, le-au pus special pentru noi, că știu că suntem așa mai proști, nu avem o bărcuță. Bine, avem o bărcuță, dar cum era, mă? Bă, da, era mișto să faci din barcă și numai să arunci așa câte 2 grame, pam, 2 grame, pam, să fie în bani, știi, da, să-ți arunce și bani înapoi, că dacă fugeam mare, capac ești nebun. Intram cu barca peste ei în casă, mamă, cum ar fi. Trec fast and furious, mă, cred. Se aude, mă, m-am pierdut printre copaci.
Mama, am vrut eu să o ia pe scurtătura, vezi că n-a mers rău, chiar a funcționat scurtătura. Au, mi-am luat full damage. New area discovered? Ok, bro, salut. Omul meu mătură iarba. Mă, ce? Cred că a băgat Jaja, cred că s-a plictisit rău, nu știu ce a făcut. Mă rog, nu mai zic nimic, cu semn de întrebare, cu alea chiar îmi pune semn de întrebare mie. Lăsă-te asta la o parte. Aaa, sări gardul, că ne pricepe, mici nebun, cred că prima dată când te angajează unde ăsta, un dealer, cred că te pune să sar niște garduri, să vadă dacă ești șmecher. Așa. Well, I want to buy something. Yes, my love. Fertilizer. You have fertilizer? Cum arată fertilizer ăla, fertilizer? Plastic bag, boost ticket, plastic, așa, duct tape, stretch rolling, paper, ski chain. Opa. 1. Am, bă. Bun, am făcut și misiunea aici, nebun la cap. Dar nu vrei și tu niște... Bă, vezi că stă la magazin, am lăsat deschis, intră muștele. Lăsă-mă așa, mă, ce naiba. Da, mă, în principiu jocul ăsta practic trebuie să vinzi droguri, să faci droguri și cred că îți extinzi afacerea, cum ar veni afacerea, închele mele, și să fii din ce în ce mai popular, mai cunoscut, mai asta, să vinzi mai multe, să faci mai mulți bani, probabil o să pleci de pe insulă, dar cine știe. Dacă vreți să vă jucați jocul, aveți pe Steam, puteți să-l cumpărați direct de acolo sau să faceți rost de altundeva. Undeva la 20 și ceva de euro. Dacă v-a plăcut episodul și strângem peste 20 de like-uri, puteți să continuăm să facem poate o serie cu acest joculeț, deși probabil ar fi repetitivă, dar cine știe, poate vin chestii noi. Am văzut că lumea joacă și pe live-uri și ar putea fi interesant. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă și abonați, pentru că 90% dintre voi nu sunteți abonați și un pic așa, un pic așa. Și un comentariu acolo pentru algoritmul ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut. Am văzut că o să ne și pe data viitoare. Vă las cu bine, multă baftă, bye!